Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș că a primit bani de la guvern pentru plata salariilor asistenților medicali și a medicilor implicați în activitățile de prevenire a extinderii pandemiei provocate de noul coronavirus. De asemenea, edilul a vorbit despre lucrările ce vor fi finalizate zilele acestea și despre noile investiții bugetate pentru anul în curs. Au venit banii de la guvern pentru medicii care se ocupă în centrele de vaccinare și asistenți, tot personalul medical. În același timp, dacă tot am făcut rectificare că au venit aceste sume pentru medici și asistenții de centrele de vaccinare, am reașezat un pic bugetul, în sensul că sumele care erau prevăzute pentru amenajare parcuri, locuri de joacă și echipamente pentru locurile de joacă, le-am așezat în așa fel încât să fie cu destinație clară pentru fiecare loc de joacă pe care noi l-am avut în vedere, ca să știm exact ce avem. Dar bineînțeles că nici de data aceasta cei din opoziția locală și în speță PNL-ul nu au votat această rectificare. Nu știu ce își doresc, nu știu ce vor să facă pentru Călăraș, dar asta este treaba lor, nu este treaba noastră. Eu sper că până la urmă o să înțeleagă că trebuie să lucrăm în interesul comunității, pentru că, așa cum ați văzut, noi ne ținem de cuvânt, da, lucrăm în interesul comunității, am terminat strada Zefirului, astăzi se termină și strada Luceafărului, tronsoanele despre care am vorbit, despre tronsonul de la Pandur la Belșugului. Sper ca până pe 15 iunie tronsonul de la Cuza Vod până la strada Pompieri să fie terminat și pe Gribița. Așa cum am văzut, lucrăm în continuare pentru că ne dorim ca în acest an să terminăm strada Plevna, pentru că trebuie să pregătim pentru la anul, când vom interveni pe strada București, să avem mobilitatea asigurată pe aceste două zone de intrare și de ieșire din oraș. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Ce alte strese mă vreau să vorbim? Păi așa cum am făcut în rectificare, eu aveam prins în bugetul inițial strada Borcea, dar din discuțiile care le-am avut cu cei de la ECOACA, văd că au schimbat și au spus că au un magistral și dacă se semnează, așa cum spunea domnul director Nuțu, se semnează contractul pe POIM, acea stradă va fi spartă și atunci am preferat să intru cu strada Dunărea, pe care o să începem să modernizăm strada Dunărea și o să reparăm strada Borcea, Bărăganului și strada Parcului, mi se pare, pe lângă centrală. Intrăm pe zona de blocuri din spatele blocurilor cu 10 nivele și vom intra și pe celelalte străzi. Vreau să fac un apel tot prin intermediul dumneavoastră și să mai spun încă o dată cetățenilor din Mircea Vodă, că n-am uitat de cartierul Mircea Vodă, dar având în vedere că suntem în lista sinteză cu toate documentele conforme verificate la CNI, avem certitudinea că toate forțele politice ne vor ajuta și până în toamnă vom obține finanțarea pentru cartierul Mircea Vodă, respectiv asfaltarea cartierului Mircea Vodă, ce a mai rămas. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, în toamnă vom prinde din prefonduri proprii și cartierul Mircea Vodă pentru a putea să-l asfaltăm, drept pentru care le cer să mai aibă puțină răbdare. În următoarele zile, așa cum ați văzut, am intervenit în parcarea de la Zoo, am mărit-o deja în zona aceea la nivel de piatră, pentru că și acolo se va interveni în momentul în care se termină licitația la CNI pentru pentru terenul multifuncțional pe care îl facem acolo cu gradene și cu tot ce trebuie și atunci nu pot să asfaltez acea parcare, dar o las la nivel de piatră, da? Pentru a nu mai fi acea aglomerație în zonă. După aceea am mai intervenit iar pe parcări în zona ANL-urilor și avem mult mai multe de făcut. N-am uitat nici pe cei de Măgureț, respectiv strada Comelicianu, care am reprofilat-o, și bulevardul 1 Mai, care este o, să intrăm la nivel de piatră, pentru că și ele sunt date la CNI și atunci așteptăm până în toamnă. Dacă nu se întâmplă acest lucru, așa cum am spus, vom face pe fonduri proprii, cum facem și Plevna, Racova și Viitor. Strada Flacăra intră în reparație. Da, păi acum termin varianta de reparat, pentru că era primordială. Intru pe cele trei străzi la reparat, ce v-am spus, Borcea, Bărăganului și, da? Și intră după aceea pe Flacăra. Ce înseamnă reparat? Reparație. Anul acesta noi intrăm în planurile de a o repara total, să zicem cum am procedat pe aceste. O să o repar cu cei de la spații verzi de la mine și după aceea, dacă la anul
O să prindem în toamnă un contract multianual și la anul să intrăm și pe strada Flacăra Casului. Pentru că vreau să venim de Mircea Vodă și să facem deschidere pe zona asta de mobilitate spre centru. Care este situația în cartierul Bucur? De ce reclamă cetățenii de acolo că nu-și pot face acte pentru case? E o problemă care ține nu este, de... Nu este o problemă. Este o problemă care dăinuie de foarte mult timp. Acolo unii și-au pierdut dreptul de concesiune pentru că probabil a murit proprietarul care l-a concesiune. Nu știu cum să facă documentele, dar acei oameni de fiecare dată le-am găsit soluție. Le-am găsit acele soluții cu care să poată să ieșeală. Le-am creat o formă de carte provizorie că au dreptul să facă acest lucru. Acolo problemă sunt mult mai complicate decât se văd. Nu este... că nu pot să-și facă legătură un contract cu furnizorul de energie electrică, pentru că nu păi am... Păi, furnizorul de energie electrică trebuie să aibă o proprietate. Dacă eu nu fac dovada proprietății, nu am cum să fac furnizarea. Dar și acolo lucrăm ca să găsim niște soluții și o să găsim o soluție și acolo. Ce parcuri vor intra în reabilitare și dacă veți înființa nu spații deja concesionare? Siguranță. Deci parcurile care vor intra în reabilitare vor fi așa. Începem cu parcul de la Cuin, locul de joacă, vorbim de locul de joacă, Năvodari, Florilor, Big, cele două. Vom vedea ce recuperăm din mobilierul pe care sunt deja în acele locuri și vom schimba și în alte parcuri unde avem lipsuri de acest echipament de joacă pentru copii. Asta este în prima fază, pentru că vom face aceste lucruri de joacă modernă, nu mai vrem să mai fie nici nisip, nici beton, nici nimic. Vom turna tartan cu diferite jocuri acolo impregnate în el și atunci o să fie niște locuri de joacă foarte frumoase și moderne și nu ne oprim aici, pentru că în fiecare an vom face. Ca locuri de joacă identificate, este clar că n-am uitat cartierul Măgureni, unde am identificat și o să facem o retragere la școala a 6, în care o să facem un microparc acolo, pentru că este destul de generos. Iar pentru Mircea Vodă o să facem în spatele grădiniței Voinicel, iar este un teren care ne va permite să facem un loc de joacă care o să fie multifuncțional, în sensul că pot să joace și copiii de la grădiniță și copiii din cartier. Și nu ne oprim aici, pentru că o să începem, am identificat deja între blocuri, niște locuri generoase și atunci o să ne orientăm în fiecare an să facem și aceste locuri noi pe bulevardul 1 Mai din Mătrea Măgurei. Pe la... cum se numește acolo? La Navron. Pe colț. La Navron, în spate la Navron. Da, și acela intră. Da, da. Da, ăla e parcul vechi, care știm toți acolo. Da, și o să intre și acela, da. La adevărat v-ați fost să schimbați cetrii și cu tarpa. Nu, acolo lucrăm, e o investiție destul de mare. Am făcut o primă evaluare, dar se ridică la o sumă destul de mare. Din ce povești s-au auzit, ca să spunem așa, pe PNRR-ul ăsta, există posibilitatea să fie finanțat pe verde și atunci, dacă prinde, noi ne-am pregătit, în momentul în care se va deschide o finanțare pe PNRR pe zona asta de parcuri de verde, gândim tot așa un parc modern, insular, pe categorii de vârstă, tot cu tartan, ba mai mult ne ducem într-o zonă ca să găsim o finanțare pentru locuri de joacă, dar pentru iarnă, acoperite, în care să copiii să aibă unde. Fântânile din parcul Dumbrava nu arată. Deci acolo am alte. Deci dacă mă întrebați pe mine, fântâna din parcul Dumbrava, chiar n-aș mai ține. Deci, din parcul Dumbrava n-aș mai ține. Una, cea care este dată cu vopsea albastră, eu acolo aș face altceva, ne gândim și am discutat să vedem, dar acum totul se rezumă la bani, la bugete și să vedem ce facem. Aș face o zonă de skate, da? Îngropată, că pentru că putem să facem cu totul turnat și m-aș gândi să dăm o utilitate în zona asta la bazinul vechi, ca să zice, la cascadă, să-i dăm acolo. M-aș gândi totuși la o concesiune la cineva în care aș face un lac de micro-hidrobiciclete pentru copiii ăștia mai micuți, nu să vină toată lumea acolo, care sunt miște un pic să vină. Păi o să ne amenajăm să vedem ce s-a mai stricat, vă dați seama că sunt toate, dar nu putem să ducem. Adică dacă ne mințim singuri așa, trebuie să ne ținem de planul care l-am făcut și trebuie să intervenim acolo unde am intervenit și să nu mai ne întoarcem. Centru vechi. Centru vechi este clar. Deja, cred că săptămâna viitoare, în două săptămâni, eu știu, terminăm licitația și atunci este ok. Da, centru pietonal este
e în lucru. La fel și strada București, licitația, toate sunt în grafic, pentru că am spus, toate aceste lucrări sunt întârziate și trebuie să le terminăm până în 2023. Dacă nu terminăm și nu le facem bine, în 2023 deja avem o problemă către devin o parte din ele. Ce presupune? Reabilitarea de unde până unde? Deci reabilitarea de la combinat până la model. Cu tot ce înseamnă trotuare, tot ce înseamnă. Acele sensuri unice care urmau să fie amplasate pe străzile perpendiculare străzii București, flacra... Deci eu am lucrat, deja am dat de lucru acum să-mi fac un dali sau să fiu, nu mai știu exact să vă spun, da? Sunt 11 km de străzi adiacente pe București, tot ce înseamnă călărașul. S-au montat și stâlpii. Știu că ele urmau să fie cu sens unic, nu s-a pus. Dar o să vă... Străzile pe care le facem ca să fluidizăm la toate aceste circuite, o să... Deja am discutat să vedem și strada Plebna care o facem acum, o să-i dăm sens unic, pentru că dacă venim pe Grivița să nu arunăm, să fugim dincolo, să descărcăm libertății pe Plebnă. Și atunci este bine să creăm aceste sensuri unice și chiar și pentru blocuri. Da? Ca să nu putem să avem o fluidizare. Că așa dacă ne blocăm azi și se parchează și alea, așa, atunci o să dăm sensuri unice ca să putem să fluidizăm tot traficul când vom lucra pe tronsoane pe strada... Bulevardurile publice. Bulevardurile publice, dacă v-ați uitat în buget, am prins o parte, vreau să-l facem, dar să încercăm un pic să lucrăm în a doua parte a anului, pentru că nu vreau să creăm chiar un disconfort așa, să spargem tot, pentru că trebuie să creăm fluctuațiile și mobilitatea respectivă cu toate zonele. Și atunci, în momentul în care ne-am liniștit cu ce am vrut noi să reparăm între blocuri și alea, încercăm să dăm altă zonă. Vom intra și în cartierul. Întâi vreau să termin cartierul Farfuria. Și dacă în momentul în care am terminat cartierul Farfuria, pot să intru pe Republicii, să-l blochez și să deviez ca să fugă lumea până la... Față la Aineza, aveți... Sigur, sigur, sigur. Așa facem, așa facem, așa facem. Când? Da. Păi că nu v-am intrat pe bulevard. Nu, când? Păi în a doua parte a anului, o gândesc pentru că vreau să termin întâi strada Oituz și Titulescu, ca toți care vin dintre blocuri, să-i facem descărcarea până în stat Tudor Vladimirescu. Ca să blocăm tronsoane. Că atunci eu blochez zona asta de bulevard până la Farfuria, în primul tronson, până în intersecție. Intervin după aceea în intersecție ca să o lățesc, ca să nu fac creăm disconfort. Adică blocăm peste tot și n-am făcut nimic. Semaforizarea care a fost aprobată? Păi semaforizarea se va lucra pe strada București, să fie toată semaforizată. Era mai multe intersecții în oraș stabilit. Nu știu să spun, de ce să spun la semaforizare. Deci avem tot, deci cu siguranță tot ce este bun și ce a fost bun gândit, le vom pune în practică, pentru că nu avem din astea în care să spunem că e gândit de X și nu putem să spunem. Tot ce este bun pentru că le răși, vom pune în practică. Bulevardul 1 mai este prins la finanțare? Da, am toate documentele depuse la CNI. Dar același lucru am spus și am mai discutat și cu cetățenii de acolo. O să termin și o să intru cu reprofilarea acolo la nivel de piatră pe teren, pentru că ieri am fost pe teren acolo și am mai găsit un tronson în care, dincolo de caragiale, nu au canalizare și atunci trebuie, dacă gândesc tot, trebuie să intervin cu canalizare pe zona aia, să vedem cum legăm. Și atunci putem să facem lucrurile socotite.